Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectul Zilei. Alături de mine îl am astăzi pe medicul șef de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzău, doctorul Adrian Zoican. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Nu v-am chemat, domnul doctor, ca să vă certăm astăzi, chiar dacă știu că Spitalul Județean în ultimele două zile s-a aflat așa în mijlocul unor subiecte din acestea mai puțin plăcute pentru această unitate sanitară. Ba, din contră, m-am gândit chiar să vă ofer ocazia să explicați pacienților, buzoienilor, aparținătorilor, cam cum se desfășoară activitatea la UPU și de ce apar uneori și astfel de cazuri, aș vrea eu să le numesc excepționale. Să înțelegem că în continuare e vorba de lipsă de personal, este vorba de prezentările extrem de numeroase în unitatea de primiri urgențe? În cazul, nu știu la care caz faceți referire, presupun că la cel care a apărut în presă, a fost mediatizat. Da. Da. Stai să explic puțin și telespectatorilor. Cineva peste 10 ani s-ar putea să privească o retrospectivă a TV Buzăului și o să spună oare ce a fost acum 10 ani, că acum 12 ani știi ce s-a întâmplat, acum 10 ani nu știm. Da, da, e vorba să spune despre ce e vorba. Da, da, e vorba despre niște acuzații ale unei paciente, respectiv a celei care o însoțea sora pacientei, da, asta care spune ceea că a așteptat 17 da, știu. Ore, nu, am, a fost am fost de și eu informat și ulterior am văzut pe internet difuzate câteva imagini filmate în spital în mod, cum să vă spun eu, în mod abuziv, pentru că deși și uimitor am observat că sunt colegi jurnaliști, colegi de dumneavoastră jurnaliști, care consideră că dacă instituție publică înseamnă că se poate filma în orice zonă. Deci trebuie să vă spun că este o instituție public, dar nu există permisiunea de filmare. Deci, spre exemplu, să zic că poate într-o secție de poliție, în zona de așteptare, se poate filma. Dar la un spital nu poți filma pentru că încalci dreptul la intimitate, da, al unui pacient. Deci el poate nu vrea să știe că a ajuns la spital în acel moment. Și el este filmat, deci așa cum s-a întâmplat acolo, mă rog, cineva a scos telefonul, a filmat, da, i s-a tras atenția să nu mai filmeze, da. El a continuat să filmeze, a spus, lasă că nu știu eu cât valorați voi și, mă rog, era și el indignat că a spus că el face parte din opinia publică și că el trebuie să fie alături de acea doamnă extrem de agitată, care de fapt era aparținătoarea pacientei. Imaginile, dacă era să stai așa, să fii cumva detașat sau nu știu despre ce vorba, părea într-adevăr șocante, dar cazul s-a rezolvat în câteva minute, până la urmă s-a finalizat și pacienta a plecat acasă. Pacienta nu a fost așa nemulțumită cât aparținătoarea, dar care oricum era nemulțumită prin definiție, adică ea de când a venit la spital era nemulțumită. Dar ce era s-a posibil întâmplat? Ca un pacient să aștepte 17 ore, deci, așa cum spune doamna? Să aștepte ce? Că asta vreau să vă explic de dumneavoastră. Da. Nu, păi nu este, că nu vreau de să nu facem coincide referire, cu realitatea obiectivă. Să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să facem referire strict la acest deci eu vă spun, caz, dar știți că deci cele mai multe vorbe care vin despre UPU... Dar eu vă explic ce este vorba. În momentul în care a venit pacienta, a fost consultată, conform codului de culoare. Eu, deci acolo sunt niște timp de așteptare care, într-adevăr, la noi se prelungesc foarte mult, pentru că la noi prioritatea sunt urgențele majore și de fiecare dată am explicat asta și foarte mulți au înțeles lucrul ăsta. S-au efectuat, deci era vorba de un caz medico-legal, s-au făcut investigații. Din păcate, au lipsit anumite linii de gardă din spital, iarăși un lucru cunoscut, că în anumite gărzi, noi urgentiștii ne asumăm și anumite investigații sau anumiți pacienți, n-avem de ales, de fapt, dacă tot lucrăm la Buzău, ne expunem foarte mult riscului de malpraxis. Și lucrăm, că asta este, trebuie să ne facem meseria, în alt loc de muncă n-avem și venim și să câștigăm și noi o pâine. Și din păcate, uitați ce s-a întâmplat. N-am avut radiolog, n-am avut neurolog, ea trebuia consultată, făcute investigații, făcute interpretările. I s-a explicat acestei doamne de către colegul care a consultat-o că nu reprezintă o urgență. Ea, într-adevăr, venise mai mult pentru documente medico-legale ca să poată să acționeze pe cineva în justiție. Deci, practic, era o urgență întârziată. Nu a pus absolut niciun fel de problemă. Mai mult ar fi fost agitată de către sora ei. Seara i s-a explicat că dacă dorește să plece, poate pleca, pentru că nu reprezenta o urgență medicală în acel moment.
ea era echilibrată, simptomatologia era ok. Deci nu punea pe... Și s-a explicat. Dacă doriți să plecați, plecați la CEDE, datorită faptului că este vorba de un caz medico-legal, noi am vrea să rămâneți cumva să definitivăm investigațiile și consulturile interdisciplinare. Așa. Pacientul a spus, da, ok, nu e nicio problemă, așteptăm. Și a așteptat. Numai că în spital există anumite zone de lucru în funcție de caracterul urgenței. Dânsa a fost introdusă într-o zonă de lucru unde urgența era întârziată, deci nu reprezenta un caz grav care să necesite intervenție directă sau, eu știu, o echipă de intervenție sau anumite manevre invazive. Dânsa, în mod repetat, a părăsit fără aviz zona de lucru unde era monitorizată, supravegheată și s-a deplasat într-o zonă unde ea nu era monitorizată, da? Adică în sala de așteptare. În sala de așteptare. Deci ceea ce s-a întâmplat era în sala de așteptare, nu era o zonă de lucru unde se tratează pacienții acolo și nu se monitoriza, a făcut-o singură. Eu nu... vreau să vă spun că a doua zi dimineață, că eu am fost acolo, nu am fost anunțat, mi s-a spus la un moment dat că cineva filmează și o altă persoană este recalcitrantă și țipă, am spus, pentru că eram implicat într-o activitate, am spus să intervină paza, ulterior am aflat că de fapt acolo care a fost problema, dar în acel moment nu mi s-a relatat tot, pentru că a fost, cum să vă spun, fiind în altă zonă, asistentul care se ocupa și medicul care se ocupa de caz nu erau de față, normal că erau unde trebuiau să fie, nu era o sală de așteptare, un medic și un asistent, ce căuta acolo. S-a intervenit, pacienta la un moment dat a prezentat, eu știu, deci părea a fi o stare lipotimă, deci nu și-a pierdut starea de conștient, a început să țipe. Pacientul a început să țipe și în acel moment cu celeritate a intervenit un paramedic, deci de la un echipaj de prim ajutor de la ISU, a intervenit și asistenta care era la registru. Un domn a scos telefonul și, bineînțeles, încălcând regulile spitalului și până la urmă și legislația, a continuat să filmeze în ciuda avertizmentelor care i s-au dat. În momentul în care a intervenit paza, a spus, nu mă atingeți, nu mă atingeți, adică cel care filma, e dreptul meu să filmez, că așa sunt câte unii. Și uimitor, colegii din presă au preluat imaginile, expunând într-un mod, nu pot spune... Așa, deci mie îmi place așa jurnalistul să fie un pic echilibrat în ceea ce în ce mesaje transmite, pentru că într-adevăr pentru noi este foarte greu să lucrăm în condițiile acelea și în momentul în care cineva vine și transmite niște informații cu un mesaj, pacientul n-a fost consultat, zic, măi, dar pe mine m-a întrebat că am fost astăzi sunat de colegul nostru jurnalist, am fost sunată ca să prezint un punct de vedere și zic că acum, după ce ne-ai denigrat, ai prezentat imagini în felul acesta, care este interesul? Adică puteai să ne ceri un punct de vedere atunci. Eu eram acolo. Deci eu eram acolo, puteai să mă chem, puteai să mă suni atunci. Ai postat niște imagini în presă fără să fii echidistant. Deci tu ca jurnalist trebuie să prezinți, tu ești dedicat, așa cum noi suntem dedicați pacienților, tu trebuie să fii audio-vizualului dedicat, da? Deci cum sunt pacienții pentru mine, așa trebuie să fii telespectatorii sau radioascultătorii pentru un jurnalist, da? Mie nu mi s-a părut că ni s-a dat, adică ni s-a oferit șansa să explicăm despre ce e vorba. Deci, în primul rând, a spus că pacientul n-a fost consultat nu știu câte ori. Nu este adevărat, dovadă există în foaia de observații. Da? A fost consultată la timp foarte scurt. S-au dat investigații care au fost făcute. Pacienta a fost informată că noi nu avem linii de gardă la radiologie, că este în regulă, deci așa cum suntem noi urgentiști, putem să ne uităm pe o radiografie, am făcut niște analize, ne-am uitat, era echilibrată, nu avea simptomatologia, deci nu reprezenta o urgență în acel moment. I s-a spus dacă vrea să plece. A spus, nu rămân, că am nevoie de documente medico-legale. Într-adevăr, sora dânsei intra tot timpul și o agita. Pacienta foarte calmă. Foarte calmă, deci vă spun, deci foarte calmă. Într-adevăr, dimineața atunci, așteptând, a fost până a venit rezultat, pentru că nu a fost linie de gardă, dar trebuie să înțelegeți că la noi, fiind gardă lungă de 24 de ore, odată, da? Deci au fost
aproape 200 de prezent, aproape, nu știu exact în momentul ăsta câte prezentare au fost. Acum aveți multă o medie de 180. Noi avem politraume, sunt foarte multe accidente, duminică au fost accidente, mă înțelegeți? Medicii când vin, colegii radiologi când vin la tură dimineața, ei trebuie pe de o parte să asigure urgențele care sunt în acea dimineață, investigațiile pe care colegii din spital le fac pacienților deja internat, plus imagistica din ziua precedentă. Mă întrerup puțin pentru și că atunci... avem pe cineva pe fir. Da, bună da. Ziua, vă ascultăm. Eu vreau să termin ideea. Da. Imediat. Alo, bună ziua. Vă ascult, da. Doamnă, bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să îi pun și eu în întrebare invitatului dumneavoastră. Vă rog. Știe ce înseamnă să stai 11 ore în hol la UPU și să ți se ia o tensiune sau și mai rău de atât? Tu având o criză de astm, criză pe care nici unul din cei de acolo, asistente sau altceva, știe ce înseamnă să fie un om bolnav, că acel om nu poate să zică mor, mi-e rău, deci este bolnav. Stând acolo pe scaun 11 ore sau doamna care spune că a fost acolo, credeți că mai putea să mai zică ceva, să se certe cu cineva? Sunt supărați că aparținătorii se ceartă cu dânsii. Credeți că degeaba, domnule? Știți ceva? N-aș vrea să vă văd în hol la UPU vreodată. La ora 11 noaptea mi s-a dat drumul pe stradă. Era o ploaie și un frig. Eram îmbrăcată în pijamale, luată cu salvarea. Fusesem. Mi s-a dat drumul pe stradă. Fără niciun ajutor, fără niciun ban, nimic la mine. A fost o urgență. Am înțeles. Și bolnavă. Îmi era și rău. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vă ascult. Domnule doctor, exact despre asta vorbim. Am vorbit despre acel caz strict și vedeți că mai sunt și alți oameni care spun de unde vin timpii aceștia de așteptare? Cum se întâmplă? Spunea doamna de 11 ore. Tu m-am explicat, dar mă rog, lumea dorește misa. Ok, păi vă dați seama că și eu dacă mă adresez sau aș ajunge în alt spital sau am fost în alt spital și eu am stat pe la uși și asta este. Asta este, da? Dar sunt puterea dumneavoastră a medicilor să scurtați timpul acesta de așteptare? Spuneți și mie, la ce etapă pot interveni eu în această... Ok, deci am înțeles. În momentul ăsta toată lumea e nemulțumită, toată lumea a așteptat 20 de ore, nu, cu nimeni nu s-a stat de vorbă, pacienți care nu pot vorbi, deci doamna spune de pacienți foarte grav care stăteau pe scaun, pare rău. Deci nu cred așa ceva. Pot fi excepții care întăresc regula, deci cineva care are, deci astmul este o boală care poate fi în criză și omul ăla să sufocă și nu poate sta pe scaun, deci eu nu cred. Acum, știți, adesea deci eu sunt urgentist, eu iau așa mai de-a dreptul, știți, dar pacienții astmatici de obicei sunt pacienți cronici, pot fi în criză acută sau poate fi pur și simplu un status astmatic sau eu știu, a ieșit din criză și vine și așteaptă. Nu doriți să așteptați pe scaun? Ok, poate găsim alte alternative, eu știu, îi dăm jos pe aia care sunt în comă și intubați și așa și îi așezăm pe cei care, deci noi în principiu facem un triaj în funcție de nevoile pe care le prezintă fiecare pacient. Și sunt foarte clar stipulat în Ghidul Național de Triaj 2016, pe care îl găsiți pe site-ul spitalului și îl puteți consulta și noastră în funcție de patologia pacientului, în cât timp are nevoie de intervenție, de câte resurse sunt implicate, deci câte resurse se referă, resursă poate fi cadru medical, manevre invazive și așa mai departe. Deci cât de grav este pacientul ăla. Și în momentul în care pacienții sunt direcționați către zonele de lucru, da? Normal că ceilalți, deci noi avem o anumită suprafață de lucru, un anumit număr de paturi. În momentul în care se completează acele paturi, da? Normal că cei care nu sunt urgențe foarte grave și sunt foarte mulți pacienți, cărora să spune, știți dumneavoastră, uitați, e un pacient mai grav ca dumneavoastră, nu vreți să cedați locul? Vă dați seama cum ne simțim noi, sau eu cum mă simt eu, când mă duc la un bătrânel, cum spuneți, sau o persoană care are azi și stă așa, și spui, știți dumneavoastră, aveți azi puteți să stați pe un scaun. De ce? Păi omul ăsta are vertij și nu poate să stea pe scaun. Păi da, eu sunt aici, da, doamnă, pentru că noi ăsta aveți azm, stați pe scaun cu oxigen la nas, pentru că respirați mai ușor din poziția asta. Și astmaticii știu despre ce vorbesc,
da? Fără a melodrama și a fi, fără a fi melodramatic și așa a exagera. Iar cel care are vertij nu poate sta, că el are vertij și poate pica în cap și poate să facă altă traumă și așa mai departe. Da? Și el trebuie să stea pe un brancard. Trebuie să găsim un loc și încercăm să împăcăm și capra și varza. Noi tot timpul avem un anumit număr de, în urma donațiilor de la Banca Mondială, de echipamentul primit prin Banca Mondială, de fapt, așa, noi avem o rezervă de brancarde pe care noi le folosim tot. Ele sunt, deci când veniți la Opus, dacă vedeți pe hol foarte multe brancarde pe partea stângă aliniate, înseamnă că e foarte plin. Nu, înseamnă că nu e plin. Înseamnă că ele nu sunt ocupate. Okay. Pentru că în momentul în care sunt foarte mulți pacienți și holul e gol, deci o să veniți în Opus și o să vedeți că nu este absolut nimic pe hol la Opus, să știți că e, atunci e foarte grav. Pentru că toate brancardele, deci sunt acum undeva vreo 10 brancarde, plus încă vreo 10 cărucioare, alea toate sunt pline cu pacienți. Domnule doctor, vă mai întrerup puțin, da, pentru că mai avem pe cineva pe fir. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Vă rog. Nu vă supărați. Aș vrea să-l întreb și eu pe domnul doctor. Am fost luată cu salvarea de acasă. Am diabet. Am tot așa. Și am stat 5 ore pe scaun. Acolo mi s-a luat analizele. Da. Acolo mi s-a pus perfuzia. Pe hol, afară. Deci, da, și secția era goală. Secția era goală, bătea vântul și să plimbați voi cam pe acolo și doamna dumneavoastră stați pe scaun, ca așa vreau eu. Nu dumneavoastră, domnul doctor, vă plimbați acolo și până când am cerut un pahar de apă la toată lumea, după 4 ore nu mi s-a dat un pahar cu apă și la femeia de serviciu și la oricine. Până a venit fiul meu și a început să facă scandal și să întrebe pe asistente, nu-mi dădea scandalul, domnule, nici acasă, nicăierea. Mă scuzați că vă întreb. De ce ne ducem în alte spitale și în București și imediat de ea și de tratează și de... Eu pot să vă spun că ce se întâmplă la Buzău, deci pacienții sunt mult mai bine tratați ca în multe spitale din București. Și indiferent de secție, vă spun asta. Nu știu cât sunt de tratați, dar întotdeauna, de câte ori am fost în București, suntem tratați mult mai bine. Este așa o impresie, vă spun eu. Mă scuzați, doamnă, n-am înțeles ce aferi. Vă spun eu că am fost în mai multe spitale decât ați fost dumneavoastră și am fost și de o parte și de alta baricade și pot să vă spun că la spitalul județean e mult mai bine. Sunt operată și ginecologic, am și colegistul scop și toate sunt numai în București și sunt foarte bine. Cu ce să facem? Și când ați ajuns la Opus Buzău, cu ce simptome ați ajuns? Aici, dacă te ia, stai și te ții 6 ore și nu se uită nimeni la tine. Nu m-ați înțeles. Mi-a dat, a mai fost într-o seară și tot cum a spus doamna, mi-a dat drumul noaptea acasă. Dar ce simptomatologie aveați? Cu ce afecțiune ați ajuns la Opus Buzău? Pentru că și asta este important, să știm și noi. Îmi scade glicemia, că am diabet și îmi scade glicemia. Dar nu puteți să mergeți la un diabetolog să vă regleze tratamentul să nu vă mai scadă glicemia? Ba da. Numai în urgență veniți, nu puteți să mergeți la un diabetolog în mod programat să vă consulte? Da, bineînțeles că merg. Și ce v-a spus diabetologul? Din ce cauză vă scade glicemia, doamnă? Ce tratament luați dumneavoastră, doamnă? Nu putem spune. De ce? Păi nu, dar poate o ajut eu pe doamnă, poate vă fac eu o recomandare și mergeți la spital. Da, dar nu în emisiune, că acum avem. Am înțeles, bine, după emisiune, dacă puteți să sunați... Vă rog, numărul domnului doctor e la UPA acolo afișat, e public. Deci numărul lui domnul doctor Zoican e afișat pe ușă. Și tocmai de asta stau și eu și mă întreb, că este pus special acolo și este în telefonul ăsta numărul de telefon, da? Deci numărul ăla de telefon care e afișat pe ușă și în holul și în sala de așteptare este în telefonul ăsta. Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă de obicei, da? Deci eu sunt sunat în fiecare zi de oameni care au probleme. Odată, să zic, la vreo 3 luni, mă mai sună unul așa care mă înjură pur și simplu, că asta este normal, există un risc. Dar în general lumea mă sună să le rezolv problemele și toți care m-au jurat, m-au sunat, mi-au mulțumit. Faptul că dumneavoastră aveți un diabet pe care nu vi-l puteți controla și nu vă duceți din timp să vă rezolvați problema, ori prin internare, ori să vă duceți în ambulator, este altă problemă și este una din... Mă bucur că ați adus subiectul ăsta în discuție, pentru că dumneavoastră sunteți un pacient cronic care vă puteți controla patologia prin ambulator, fără să ajungeți noaptea la spital. Într-adevăr, sunt și urgențe, dar o urgență de diabet vă spune că se finalizează de obicei cu internare. Credeți-mă că am habar că mă ocup cu medicina de urgență și când vă spun că ar trebui să mergeți la un medic diabetolog să vă consulte, să vă refacă schema de tratament, credeți-mă că am dreptate.
Sunt convins că aveți tratament oral și că aveți niște probleme renale și că din cauza asta apare hipoglicemia. Sunt convins că asta este, dar n-are nicio legătură. Doamnă, mă sunați pe numărul de servici și mai vorbim. Doamnă, și vă poate recomand vă pot să ajuta. Sunați pentru că domnul doctor vă va răspunde. O zi bună și dumneavoastră, da. Da. Putem să dăm și consultații aici, că nu avem nicio problemă. Nu, domnul doctor, scopul nostru este altul. Văd că deja v-ați incins. Așa, da, ce scuze, sunt un pic mai vulcan și domnul manager și domnul director medical în ultima vreme au început să-mi amintească, vin fiecare zi și îmi spun că sunt o persoană exact cum ați observat și dumneavoastră și poate ar trebui să nu mai fiu. Vă înțeleg că veniți de la OPU și vin și eu des la OPU, dar nu cu afecțiuni, ci prin prisma meserii. Uitați, vin din altă parte. Într-adevăr, am plecat de la OPU, m-am dus încetul și am venit, am rezolvat o problemă și am venit la noastră la emisiune, nicio problemă. Haideți să ne continuăm discuția. Și este clar că nici pentru dumneavoastră nu este plăcut să auziți lucrurile astea. Încă o dată vă spun. Deci asta este problema. Plecând de la, chiar și la cei doamne infirmiere care n-au vrut să dea un pahar de apă, eu nu cred așa ceva, pentru că nu poți să lucrezi în UPU dacă nu ești omenos, deci asta că, domnule, am cerut 4 luni un pahar de apă, mi-e foarte greu să cred. Eu acum nu zic că nu e adevărat, că e posibil. Și mie mi s-a întâmplat, m-a dus, mi-a spus un aparținător că i-a spus cineva că, domnule, știți, asistentul mi-a zis că nu mi se dă drumul acasă, că medicul n-a trecut diagnosticul. Și mi s-a părut așa, că alucinant, zic, Doamne, noaptea minții, cum să fie așa ceva posibil, să nu plece omul acasă când are diagnosticul trecut. Și, într-adevăr, s-a făcuse un consult de specialitate, nu era un diagnostic foarte complicat, dar medicul care era în UPU de servici în acea zi, Nu a vrut, domnule, uite, a avut dreptate omul. Deci nu mi-a venit să cred. Era adevărat. Și asistentul spunea, da, domnule, uite, vreau să dau drumul, dar medicul care e în UPU nu vrea să completeze că medicul specialist nu și-a trecut diagnosticul. Deci a greșit și unul și altul. Cel mai grav medicul din UPU. Da, pentru că trebuia, adică ok, ăla nu și-a trecut diagnosticul și acum ăla altul intrase în sala de operații și pacientul trebuia să mai stea după ce că a stat toată noaptea aștepta să vină specialistul, da? Acum trebuie să mai stea încă 2 ore să iasă în sala de operații. Păi bine, mă, dacă nu e un diagnostic foarte grav, de ce trebuie să stea să aștepte atât? Adică, într-adevăr, foarte multe probleme au un sâmbură de adevăr. Așa este că dacă n-ar exista, n-ar fi. Și trebuie să rețineți că eu de fiecare dată am spus că eu, deci mie îmi place să discut adevărul adevărat. Ne fezandat, ne știți așa, că asta este, că când vii la OPU acolo n-ai loc de întors. Și de multe ori, de cele mai multe ori adevărul este la nivel. Și când lucrezi cu oamenii, îți dai seama repede, una, alta, ce vrea unul, ce vrea altul, că sunt și oameni care vin, spre exemplu, este așa o idee generală, orice agresiune, trebuie să te duci neapărat la spital ca să-ți iei un document, ca să-și la medicină legală. Cel mai neadevărat. Deci ca să te duci la medicină legală, deci ca să te duci să dai pe cineva în judecată pentru un act medico-legal, te poți duce la serviciu medico-legal, unde există un medic care te consultă și îți mai dă niște investigații de făcut pe care le poți face în ambulator. Deci uitați că deja ne-ați mai spus o altă cauză aglomerației de la păi oamenii. Da, dar sunt, ei toți vin nu acolo sunt bine ca informați. Să scoate. Oamenii nu sunt bine informați. Nu. Pentru a ști unde să adreseze. Sunt foarte bine informați. Să vă spun și de ce vin în UPU. Că sunt gratuite. Ei dacă vin în UPU, nu plătesc nimic. Și nu se duc în ambulator unde totul e cu bani. Deci când se duce la medicul de medicină legală și solicită ca să-l dea pe nu știu care în judecat că i-a dat o palmă, da? Că se întâmplă, asta e. Mi-am furat și eu pe rampă de la un ambulanțier și a venit domn polițist și pentru că n-am avut niciun martor, mi-a spus că, domnule, nu s-a întâmplat nimic. Da. Adevăr că și eu sunt vinovat. Ați fost agresat? Da, eu am fost agresat de un șofer de la ambulanță și am primit decizii că nu e adevărat, adică nu e adevărat că n-am martor. Că eu am avut un martor care a auzit ce s-a întâmplat, că era cu 2 metri mai încolo, deci era pe ușile de intrare. Și a auzit ce s-a întâmplat și s-a întors, numai că ăla deja mă lovise. Deci n-am văzut momentul când am fost lovit. Da, și asta este. Eu știam că aparținătorii vă mai agresau prin UPU. Nu, acum deci s-a întâmplat asta iarnă când am închis o ușă pentru că bătea vântul și intra, era frig în sala așa și noi din disperare am închis o ușă pentru că cealaltă ușă era blocată tot din cauza faptului că ambulanțierii de la serviciul de ambulanță acum nu știu câți ani au distrus mecanismul ăla, l-au agățat cu o ambulanță, așa. Și noi nu mai putem să-l închidem, adică ele pot fi închise și ridicate. Se pot ridica ori din comandă manuală, deci ori, mă rog, aveau și niște senzori odată care făceau să ridice asta. Și am închis una ca să nu mai circule vântul cu viteză foarte mare să intre acolo.
Făcuse și o cerere ca să monteze o perdea cu un aparat, cu un dispozitiv care să coboare o perdea cu aer cald, să nu mai intre frigul în zona de așteptare. Din păcate, până s-a montat dispozitivul acela, am închis o ușă să nu mai bată vântul așa tare. A venit domnul ambulanță, deschide aici, că eu sunt obligat să dau cu spatele. Și zic, dai cu spatele, asta situația. Zic, n-am închis eu asta, am închis-o din dispoziția conducerii spitalului. Zic că nu am luat eu această decizie. Adică decizia chiar nu o luasem eu. Și că, domnule, că dacă nu faci eu, rup ușa, cum a rupt-o și pe asta, o rup și pe... Și eu m-am întors cu ei, intram, nu l-am băgat, s-a crezut că glumești. Și când am auzit, zic, stai așa, adică eu oricum eram supărat că nu puteam să închid ușa aia. Și mă întors și spun, mă, dar cum îți permis tu să vorbești așa cu mine, să-mi spui că distrugi așa? Și el zice, da, păi uite, așa, și pac, m-a lovit. Așa, m-a lovit în piept. Dar ce să fac? Asta este. L-am întrebat, zic, mă, vrei să rămâi fără loc de muncă? I-am zis, zic, uite, eu îți fac plânge la poliție, poți să faci ce vrei tu. Așa. Am sunat la 112, a venit un polițist, mi-a luat declarații. Ok, s-a dus, l-a întrebat și pe el, iar cei doi martori care era, deci ăsta era ambulanțier, era cu asistentul, asistentul n-a văzut și corect, așa este, n-a văzut. Iar mai era un brancardier de la mine după secție. Și brancardierul când a... Deci el intrase, că noi intram, deci noi intram, eu pur și simplu m-am întors să-l întrebă cum îți permis să faci, să spui așa ceva, că rupi ușa, adică chiar mi s-a părut ceva exagerat. Așa, el a intrat înainte, eu m-am întors până s-a întors el, deja s-a întâmplat evenimentul, deci n-a văzut nimeni. E, și poliția a zis, domnule, nu e adevărat, adică, domnule, dacă n-ai martor, ai martor, n-am martor, bine, ok. Ăla auzise că m-a înjurat, auzise că nu știu ce. Ok, și atunci asta este. Ți-o mai și furi? Da, știu că se mai întâmplă des să mai fiți agresați verbal, da, sau chiar verbal fizic sunt, de aparținători. Sunt, deci nu s-a mai întâmplat. Înainte știți cum era? Deci erau aparținătorii și erau pacienții foarte agitați. Da. În zona aia de așteptare erau și pacienți și aparținători. Și exact ce s-a întâmplat acum, adică noi practic am separat pacienții de aparținători, ca să nu mai fie că se îi potențau, deci odată se enervează lumea că stă foarte mult timp și ați observat că de fapt cea mai mare problemă, deci lumea nu spune urgența mea a fost rezolvată sau nu, ci timpul cât a stat. Deci știți, eu am diabet și am fost la, mă rog, îmi cer scuze, nu diabet, să supără doamna, am nu știu boală de plămân sau nu știu boală de inimă cronică, dar o insuficiență cardiacă pe care eu pot să o tratez și la medicul de familie sau la medicul specialist cardiolog. Și am venit și a trebuit să stau să aștept că erau foarte multe edeme pulmonare și infarcte sau eu știu ce mai erau acolo, cazuri foarte grave care meritau și ei salvați. Și a trebuit să aștept la rând și când mi-a venit rândul am fost consultat, că eu nu eram o urgență foarte mare. Dar ideea e în continuare că era policlinică. Adică eu am venit primul, eu trebuie să fiu primul consultat. E, nu e și scrie foarte mare dacă o să urmăriți la intrare. Că noi tratăm în urma triajului pe care facem. Deci urgența de culoare roșie, deci cazurile critice, dacă de asta vorbim, sunt primii cărora li se acordă ajutorul, iar în momentul în care rezolvăm cazurile grave, trecem la pacienții care sunt mai puțin grave. Și în primul rând, cea mai mare problemă este că nu avem medici suficienți. Deci doctorul Buga nu mai lucrează la noi și a dat demisia, a plecat. De cât timp? Așa? Astăzi a fost prima zi fără el. Prima zi fără Bucă. Dar până ne-a afectat foarte mult, că era un medic foarte bun pentru urgențele întârziate, pentru triaj și anume pentru acești pacienți care aștepta foarte mult, fiind medic de medicină general, dar era foarte bun. Dar parcă nu venise de mult. Cât a rezistat? E. Și câți mai sunteți? În momentul ăsta sunt eu, doctorul Hana, doctorul Irimie, care în momentul ăsta are o problemă, că tatălui are accident, a făcut accident vascular ischemic și, mă rog, așa, e alături tatălui. Doctorul Androne, care face a doua parte a competenței, de ce plecat e scos din producție, face doar gărzi. Al patrulea, suntem patru și celelalte două doamne doctori care lucrează cu jumătate de noi. Deci suntem cinci, așa, per total. Și câți ar trebui să fiți? Noi, în momentul ăsta, 11 ar trebui să fim. Deci lucrați la jumătate, practic. Jumătate, dar nu este... Deci, vă spun, în funcție și de cine e în concediu, în funcție... Deci, practic, eu mă schimb cu doctorul Hana acum. O să fie o perioadă, eu mă schimb cu doctorul Hana. O zi cu o zi, aproape? Nu, unul dimineață, unul după amiază. Unul dimineață, unul după amiază. Adică suntem... Asta este. Asta este. Deci, problema e că nu sunt medici suficienți. Și în momentul în care o să vină medici, atunci o să fie ok. Dar, încă o dată... Chiar și în condițiile astea, lumea trebuie să realizeze că în momentul în care este o urgență majoră, atunci el are prioritate. Păi ok, dacă eu am diabet și fac hipoglicemie, diabeticii știu, simt lucrul ăsta. Ok, ia vin la spital.
Probabil i s-au făcut analize. A durat și analizele 2-3 ore. Că atât durează. Dacă atât durează, ce să fac? S-a cerut un consult probabil de boli interne. Că dacă n-a fost dimineața să fie diabetolog sau n-a fost diabetologul de gardă pe boli interne, pe secția de boli interne, atunci a fost consultat de medicul internist, care, uimitor, medicul internist mai are și alte cazuri foarte grave. Plus secția pe care trebuie să o acopere. Adică problemele sunt destul de delicate. Discutând despre UPU. Și medicii din UPU, care sunt, deci suntem doar doi medici specialiști, eu și cu doctorul Irimie, și mă rog la Dumnezeu să nu plece, să nu se supere sau să pățească ceva, să rămân iarăși eu singur urgentist, care trebuie să le fac pe toate, pentru că toți vin și spun, domnule, sunt de gardă pe secția mea, ok, ai rezolvat pacient, păi bine mă, tu ai pretenția la mine, ce vrei să fac, faci și noi ce putem, adică și cu bun simț, și cu frică de Dumnezeu, și cu frică de malpraxis, păi, acum spuneți-mi și nouă, ok, dacă eu n-am neurolog de gardă, radiolog de gardă, cardiolog de gardă, eu ca urgentist sunt expus riscului de malpraxis? Eu vă întreb așa, ca și pe doamna aceea care a așteptat, nu știu, deci dacă ea nu era urgență și nu avea nimic și s-a spus, doamnă, nu aveți absolut nimic, dacă vreți rămâneți, dacă nu plecați. Noi vă recomandăm să rămâneți ca să finalizăm investigațiile. Ne vin mâini dimineață specialiștii, așa, dacă nu puteți să plecați și veniți mâine. Și a spus, nu, domnule, eu rămân aici. Ok, a rămas. N-a rămas în zona alocată unde poate fi supravegheată. A plecat contrar avizul, s-a dus în sala de așteptare cu sora ei. Așa? Ce s-a întâmplat acolo dimineața, vă spun că asta este. A fost o lipă. Ea nu și-a pierdut starea de conștiință. Ea nu și-a pierdut starea de conștiință, s-a intervenit rapid, a venit cineva cumplit. Deci în câteva zeci de secunde, nu că nu m-a văzut nimeni. A fost consultată în 30 de minute, a fost consultată și s-a făcut tot ce trebuia. Și nu mi s-a părut corect încă o dată tot valul ăsta de nemulțumiri care vine pentru timpul pierdut. Eu am propus încă de când eram, și v-am mai spus și noastră, și atunci s-a râs, când eram eu rezident, am zis să facem, deci luăm aceștia aparținători nemulțumiri sau pacienți nemulțumiri care nu sunt urgențe reale în momentul ăla, așa, nu că urgențe reale, sunt urgențe întârziate, eu așa le spun, domnule, este, deci mă doare măseaua, ok, durerea e urgență, dar stai un pic și aștepți, că acum dacă îți vine rândul peste vreo două ori, eu ce să-i fac? Poate trebuie să salvăm și noi viața cuiva sau eu știu, sunt cazuri, sunt situații că sunt pacienți care au, știți că nu avem neurochirurgie și noi trebuie să organizăm transfer la București. Și stai pe telefon, stai și 5 ore pe telefon. Ok, dacă eu sunt pe telefon, deci eu sunt așa, tot că lumea spune, tu vorbești de două ori la telefon. Ai observat că vorbesc de două ori la telefon, da? Ok, sună tu. L-am luat de mână, i l-am arătat pacient politraumă, poftim, transferă tu la București. Păi treaba ta. Păi lasă-mă, mă, să vorbesc la telefon, că așa se transferă pacientul la București. Cu telefonul. Și sun la toate spitalele, nimeni nu vrea să ți-l ia. Adică vă spun și problemele mele, dacă vreți să mă credeți. Și uimitor, deci, știi ce este interesant? Că până acum, deci, venea la dumneavoastră lumea, mă suna, mulțumea, vai, ce lucruri extraordinare face doctorul Zuican, da? Ok. Un coleg de-al dumneavoastră, care a vrut el să difuzeze niște imagini, că a vrut să facă și el așa, a difuzat niște un lucru care nu a fost obiectiv din punctul meu de vedere. A fost subiectiv, clar, era o aparținătoare care fugea de colo-colo pe acolo, deci nu prea interesa soarta surorii, a fugit la director. Deci, să vă mai spun și ceva, dar acum o să fi interpretat greșit. Păi dacă eu am pe cineva și mi-e greșit, păi nu plec mă de lângă, stau acolo, ok, stătea de mult timp, să cunoscuseră foarte bine, e clar, să săturaseră de aștepta și s-a dus direct la director, că probabil atunci a găsit soluția. De-a vrea și afirmat că știa că e televiziunea acolo și de-aia a venit ca să intre peste televiziune să facă scandal. Da. Asta este. Deci sunt lucruri pe care putem să le rezolvăm, sunt lucruri pe care nu le putem rezolva. Din păcate, la noi medicii sunt foarte expuși. Din păcate. Și ăsta este unul, să vă gândiți la motivele de ce nu sunt medici la Buzău și mulți preferă să ducă în cetele mari universitare. Păi de ce? Uitați, la Buzău suntem maxim 2 de gardă, la Pantelimon sunt 6. La Floreasca sunt 10 linii plătite de gardă. Sunt centre universitare unde sunt foarte mulți medici și care pot acorda într-un timp corect și just să facă medicina. Deci eu când eram de gardă la Floreasca aveam câte 6-7 pacienți pe gardă, cu fără număr. Și toată lumea acum și acum toată lumea. Și toată lumea cu intervenții. Nu știu cum să vă spun. Adică în momentul în care se ajunge și se lucrează pe intervenții. Acum, uitați, domnul, dar vă spun, uitați numărul meu de telefon. Îl vedeți ăla din stânga pe ecran. Da, eu știu. Pauși, eu i-am spus, doamne. De ce numărul meu de telefon care funcționează? Dacă acea doamnă a stat de atâtea ore, de ce nu m-a sunat, doamnă?
Vă întreb eu pe dumneavoastră, de ce nu m-a sunat, domnule? De ce a trebuit să ducă ea la manager? De fapt a spus că știa că e televiziunea acolo, uimitor. Cum s-a întâmplat, domnule, că stătea omul ăla așa și odată, doamna cea aluneca, că ea s-a prăbușit așa pe scaun și cu țipete. Păi noi țipăm când ne șinăm? Vă întreb eu pe dumneavoastră, eu nu știu, dar s-ar putea să fiu interpretat greșit acum. Dar, mă rog, vorbesc eu din prisma experienței, da? Și domnul ăla scoate telefon și filmează. Îi se spune, nu mai filma, vezi că eu sunt polițist, dar nu-ți la Buzău polițist, da? Nu dau doi bani pe voi și ce spuneți voi. Că la intimidare, la apă la intimidare, bineînțeles, tipul de la pază, domnul de la pază, s-a interpus între el și restul așa, s-a oprit, a băgat telefonul, gata, am șters filmarea. I-a spus, am șters filmarea, nu-i nicio problemă. Și eu l-am întrebat pe șeful de obiectiv și l-am întrebat. Zic, ok, omul a filmat, voi l-ați identificat? Ați chemat poliția să-l identifice? Pentru că omul a încălcat legea, din punctul meu de vedere. A filmat într-o zonă unde este filmatul interzis. Și poate folosi acele imagini să facă rău unor oameni. Și oamenii sunt așa, vă spun eu. În primul rând, aparținătorii și paceții care erau în zona respectivă și care poate, zic și eu așa, aveau dreptul să nu fie filmați. Adică poate era cineva la spital care nu vrea să știe mămica că e la spital sau tăticul sau copilul sau nu știu cine. Da? În Occident, când te duci, până și parcările sunt subterane, ca să nu se vadă cine se duce la spital. Da? Ok, la noi vine oricine și filmează, domnule, că există opinia publică. Există opinia publică, dar dincolo de spital. Asta e legea. Stai acolo și filmezi de acolo, dacă vrei să filmezi. În momentul în care tu vii și postezi și pui în spațiu public imagini filmate, fără măcar să ai, cum să vă spun așa, mă, te gândești la oameni. Ce vine avea asistenta aia care sta la registru, că doamna asta te-a dat atâtea ori? Deci, au filmat-o și s-a interpretat că ea nu i-a acordat ajutor. Uite mă și pe aia, ce-o fi zis, mă? Uite mă cum stă doamna aia întinsă pe jos și aia trece. Mai era una care se grăbea nu știu unde și a trecut și zic, îți dai mă seama acum toată lumea să te arate cu degetul că n-ai vrut să acorzi primul ajutor. Domnule doctor, da. Haideți ca să încercăm să păi încheiem nu, că subiectul m-am ăsta. Știu, și am văzut, nu știu dacă e bine, dar vreau să încheiem, dar haideți să recapitulăm ca să înțeleagă oamenii ceva. Care sunt motivele exacte pentru care ei așteaptă? Înțeleg nemulțumirea, că nimănui nu-i convine să vină. Deci, să spun, problemele sunt complexe. Sunt complexe, primul rând pleacă de la lipsa punctual. De cadre medicale. Lipsa de cadre medicale, da. Care e clar, da. Nu ține de dumneavoastră, da. Și de puterea dacă dumneavoastră avea, de a rezolva deci, această problemă. Deci una, deci mă refer la cadre medicale calificate și durata, deci este un lanț al slăbiciunii și o cascadă aici, știți, care potențează, unul potențează celălalt factor și tot așa mai departe. De ce? Se întâmplă, spre exemplu, să cerem un consult. Până vine colegul, solicită și el o analiză, care iarăși durează și se prelungește și mai iarăși încă un consult. Ajunsesc la un dat la niște chestii aberante, hai să găsim o soluție. Și conducerea spitalului a intervenit. Dom'le, hai să facem ceva, să vedem ce se întâmplă, dom'le. De ce stă ăla de 24? Uite, mi-a dat o directivă că la 10 ore trebuie să-i prezint un raport înscris. Ok, eu îl fac. Dar cine pică? Adică eu o să fac un raport tot timpul că doctorul respectiv nu s-a prezentat sau nu au venit analize. Păi au fost ecografii care au așteptat 7 ore. De ce? Păi un singur radiolog care și ăla trebuie să facă toate urgențele, trebuie să facă și computer tomograf, trebuie să facă și ce mai face pe acolo și trebuie să facă și radiologie și trebuie să facă și ecografie. Și îl face pe încă și ei gestionează timpul cum pot. Eu am înțeles lucrul ăsta. Eu nu mă bag peste ei. Și colegii radiologi știu lucrul ăsta. Eu numai în situații excepționale sau mă rog, când sunt presați, că trebuie să trimite repede pacientul la București sau e politraumă sau eu știu ceva foarte urgent, sun și pe telefon și spun așa, te rog mult de tot, poți să mă ajuți cu asta? Și vă spun sincer că n-a fost refuzat. Deci n-a fost refuzat niciodată. Vine omul spune, ok, nu acum, trimite-l în 5 minute sau în 10 minute. Da? Dar cum ar fi să sun pentru toți pacienții? Am 20 de ecografii, te rog, nu vreau, dacă sună oricum rezultatul e același, că păi e da, un om acolo da, care trebuie să atunci facă toate trebuie aceste investigații. Noi trebuie să revenim. Deci trebuie să ne gândim, să ne așezăm un pic liniștiți așa, să stăm un pic să ne gândim, să raționăm și să lăsăm oamenii să-și facă treaba. Adică, bă, vrei ecografii, fă ecografii. Și acum vă întreb altceva. Când un medic radiolog, na, nu zic internist sau cardiolog care aleargă de colo-colo sau nu știu, sau ateist care ori e în sală, ori e pe terapie intensivă, ori face consultații pe secție, ori resuscită pe numai știu. Eu nu vorbesc. Vorbesc de medicul radiolog, da? Că acum le au și lor apărare. Așa. Păi dacă omul ăla e non-stop, 24-20, să uită, stă numai așa, să uită. Următoare radiografie, următoare radiografie. Păi, dar cred că vezi numai oase, osișoare,
Ce era acolo, un plămân? Ia dăm înapoi radiografia să văd și eu. Știți, domnul doctor, sună din UPU, aveți 5 CT-uri, 30 de ecografii. Bă, îmi pare rău, eu plec acasă, ia stați voi aici. Și au fost care au plecat. Au plecat pentru că nu rezistă, este foarte greu, este așa. Soluția ar fi așa, atragerea de noi, membrii colegii medici. Păi cum îi atragem? Medici, cum îi atragem, domnul doctor? Cum? Crearea de condiții de lucru, despre exemplu, acum vorbim despre UPU. UPU va apare extinderea asta, o nouă și construcție. Și credeți că va fi, adică va atrage și medici? Dacă păi o să aibă radiologie, frumoasă, o să aibă stomatologie, o să aibă, eu știu, poate o să atragă tineri medici. Salariile acum sunt atractive, condiții în continuare spitalul dă, plătește salarii, compensa, prime. Așa, prime, da, plătește prime de salarii, așa, decontează cheltuie până la 10 până la 1000 de roni, da, 10 milioane era, zic, da. Bă, până la 1000 de roni, adică e destul de, totuși, destul de atractiv și salariile nu mai sunt cum e, adică, de ce să mă duc în Anglia să fie, lumea se duce, că totuși sunt mai mulți bani, sunt alte condiții. Păi și aici să stai, n-ați văzut ce se întâmplă. N-ați văzut ce se întâmplă. Ți se poate întâmpla orice. Deci, pentru că tu nu știi cu cine stai de vorbă. Eu nu vreau să spun, deci eu, nu știu, și prin emisiunile astea televiziune am ajuns foarte cunoscut, că spun, sunteți doctorul Zoican, vă știu de la televizor, deci nu din UPU, mă știu de la televizor. Și altceva, lumea înțelege. Dar când începe o campanie din asta așa, a mai fost o perioadă când a fost atacat UPU și atunci a plecat doctorul Cojocaru, aduceți-vă aminte, când președinte Consiliului Județean a făcut afirmație în PUP, da, și era unic urgentist. Da. S-a întâmplat ceva, păi și dacă pleacă Zoican, ce? Păi și azi mi s-a spus să-mi dau demisia. Mi-a spus cineva că știi, nu te place nimeni din spital, pleacă. Da? Ești așa și pe dincolo și că până să fii tu șef, aici secția asta mergea foarte bine. Și eu zic, bă, eram și atunci când nu eram șef aici, nu eram șef, asta este, știu, era cineva șef. Și mi-aduc aminte că nu eram vreo patru urgentiști, era, adică alte povești, alte treburi, nu știu cum să vă spun. Dacă cineva crede, eu de mult mi-am dat demisia și am pus-o la dispoziția conducerii spitalului și am mai avut discuții și în ultima vreme, eu cred că o să-mi găsesc loc de muncă și în altă parte și poate chiar am oferte. Soția mea la fel, pentru că soția mea vine după mine, că asta e, că nebunul a vrut la Buzău și hop și ea, că asta e familia, trebuie să meargă familia. Cred că o să ne descurcăm și în altă parte, dacă se dorește. Adică eu și astăzi am... Nu e astăzi, ieri. Ieri am avut discuția asta așa. Astăzi nu, astăzi parcă m-au lăsat în pace, nu mai... Da. Dar vă spun că este foarte dificil și este o problemă, deci UPU este o interfață a spitalului, deci acolo sunt toate problemele din societate. Păi deci, da, pentru că e secția la care deci, ajunge prima dată un pacient. Și mai vrei, domnule, dacă vine nu știu ce coleg după o secție care nu e clinică și spune că eu am afectat imaginea spitalului sau nu știu ce și zic, bă, dar stai un pic, tu... Ai fost cu mine acolo, nu? Poți sta tu acolo să poți să pui problema așa sau... Adică, hai să vedem despre ce e vorba. Dar mai aveți acel asistent social care venea să discute cu aparținătorii? Da, este. Sunt doi asistenți sociali. Una este în concediu de acomodare. Pentru că am fiat un copil. Da, am fiat un copil, dar mă rog, o chestie personală, nu știu dacă te spun asta, deci este în concediu, urmează să vină și este asistenta asta socială care... Și nu mai care... funcționează acea comunicare, pentru că e foarte importantă. Da, și astăzi, deci și-a luat concediu medical, s-a dus la concediu de odihnă, așa, s-a dus la București că a avut o problemă personală și de la București încerca să rezolve o problemă a unui caz social, că le-am zis și eu colegilor mei, zic, bă, dar până să angajeze asistentul social, UPU ăsta nu mai funcționa, adică noi nu mai facem nimic, că stăm așa și așteptăm să vină nu știu cine. Da, și ea de la București prin telefon, a dat telefon, ne-a vorbit, mi-a spus, sunați la numărul ăsta, vorbiți cu persoana respectivă și rezolvați probleme. Deci era un caz social care trebuie să ajungă la cetul de permanență, a cerut anchetă din asta socială, pentru a se face ancheta socială trebuie făcut o cerere la DEAS, deci un pic așa, cu altceva vreau să vă întreb, și nu se liniștesc apele atunci când cineva iese și vorbește cu aparținătorul, că exact cum spunea și noastră, da, vine, eu asta și vă spun că nu sunt problemele așa trebuie de mari, să-l țineți la o perfuzie, cu această trebuie să-i faceți niște și cu această aparținătoare s-a stat de vorbă. Deci s-a stat de vorbă și li s-a explicat și au știut, numai că ele așteptau să li se dea acea interpretare
Înțelegeți? În urma interpretării să vină medicii, să-și dea avizul favorabil sau nefavorabil, să aibă diagnoză, dar toată povestea asta era, cum să vă spun, ea era stabil. Și ca atare a și plecat, deci în câteva minute a plecat acasă, după ce a venit radiologia și s-au făcut consulturile, în câteva minute a plecat, pentru că nu avea pacienta, nu prezenta nimic clinic în momentul consultului. Îmi spuneați dumneavoastră că acum practic sunteți doi urgenti și avem o medie de 180 de prezentări într-o gardă, nu? Da. Cum reușiți să treceți așa 90 de oameni prin fața dumneavoastră? Păi exact cum spunea prietenul Cojocaru, care bineînțeles nu mai este și a plecat, v-am spus atunci, tot a fost un scandal de ăsta mediatic și a dat demisia toți medicii, numai că după aia și-au retras demisiile și el din orgoliu nu și-a mai retras-o. Și mi s-a părut foarte corect ce a făcut. Pentru că și acum, după aceea când ne-am întors noi, toată lumea a umblat după el să rugă și a spus, făcea, transmite-i salutări lui doctorița Cutare. Dar și eu zic, chiar credeam că e pe bune. Și le spuneam, știți, vă transmiteți salutări doctorul Cojocaru, s-a uitat ură la mine. L-am dat, mi s-a spus și mie, stai liniștit că o să pleci și tu. De ce? Păi n-a plecat și Cojocaru. Păi ce să facem? Mai stai și noi cât mai putem. Dacă putem, putem. Mi-a pus cineva întrebare cum, nu mai știu la ce de televiziune, acum vreo 2 ani de zile, chiar eram singur. Și cine știe, poate iar o să... Cum mai rezist? Și am spus, sunt două variante, ori te adaptezi, ori dispari. Momentan am dispărut, dar eu vă spun că am dureri în piept, mă doare capul, am amețel, deci eu mă duc, am 40 de ani, arăt prieteni de mine. Și spun, zic, băi, mă duc la servici și am nu știu ce. Gata, am amețeală, am amețit. Cine bă, mă amețesc așa degeaba? Adică, pe bune, da. Nu era nici după chef, nu era. Mă gândeam că noastră să te țin lupul permanent. Deci asta Și trebuie să faci, adică toată lumea e supărată, toți vor au pretenții foarte mari, îmi cer scuze că mi-am agățat. V-ați agitat cam tare da, și da, ne strica da. Și... Toți au pretenții foarte mari. Eu vin așa și spun, ok, de dacă poți să ai pretenții foarte mari la mine. Poate nu sunt cel mai bun medic urgentist sau așa, dar când vine un medic de medicină generală, ok, ăla ce poate să facă? Deci poți să ai tu pretenții să-ți facă terapie intensivă, ok, tu spui, nu-i secția mea. Păi ok, nu-i secția mea. Păi hai să ne unim și noi să fim așa. Hai mă să fim așa, uite că noi numai la greu, când ajunge de nu mai sunt doctor. Ok. Doi medici abia acoperă garda, da? Adică să zice că acoperă cazurile, da? Să zice că îi consultă pe toți și... Dar acum, luna asta, nu se mai acoperă. Și o să fie unul. E, medicul ăla unul singur va trebui să acopere el tot. Adică, cum să vă spun? Adică vor veni și, clar că vor veni și colegii specialiști, că nu știu, vor comenta, vor spune, domnule, nu știu, dar vor trebui să vină. Eu am insistat foarte mult, deci mie îmi place așa să fiu un pic de disciplină, un pic de ordine așa, chiar dacă poate nu sunt cel mai eficient. Dar îmi place, le-am zis și am pus hârtii pe toți pereții. Domnule, mie îmi scriu ora când vine investigația, când pleacă pacientul, și am hârtii și de la DSU prin care ne obligă să notăm ora când solicităm consultul și când se efectuează. Noi nu mai scrim, parcă mi se pare o chestie, vine colegul și scrie el, înțelegeți? Dar vine de la DSU și mă contează, bă, n-ai completat calmea, să supără colegul. De ce mi-ai trecut, mă, ora? Păi, mă, ți-am trecut și eu ora, că asta este. A, păi nu, că asta treaba asta trebuie să o faci tu, că scrii în curicula ta. Păi zic, da, mă, da, ok, da, dă-mi voie atunci să... Adică, să și acolo, e o dramă, e o poveste spatele ușilor spitalului, niște discuții între medici. Eu dacă mă apuc să internez, deci, cum să vă spun, am mai internat fără aviz. Și nu mi-a fost frică. Și nici acum nu mi-e frică, că mai stau și eu. Mie îmi pare, sunt foarte dezamăgit așa de atitudinea unor colegi care se schimbă atitudinea după zi pe alta, în funcție de ce, cum bate vântul. Știți, bate vântul de la est e așa, bate vântul din centru e altfel și schimbă colegii. Atitudinea vine cineva și îmi spune că colegii care nu sunt implicați în politică sunt foarte nemulțumiți, chiar și aia care nu sunt implicați în politică. Păi zic, stai așa și, adică ce legătură are? A, de fapt are o legătură, nu? Toată lumea e nemulțumită. Deci și aia care sunt implicați în politică și aia care nu sunt implicați în politică. V-ați atras antipatie din cauza că ați intrat păi în politică? Păi da, normal, din moment ce internezi pe secție, deci a fost, era asta iarnă un pacient care nu avea... Adică dacă ne-aș trebuie să dau din casă, sigur, mâine managerul mă va aștepta să facă și ce faci, mă dai din casă, spui tot la televizor. Nu, dar sunt colegi care nu înțeleg. Despre exemplu, îl lași nupul. Pacientul ăla, ați văzut ce a spus doamna aia. Dom'le, condițiile nu sunt normale acolo, nu sunt de așteptare. Da, asta și dumneavoastră. Nu sunt de cazare. Păi da, și spre exemplu, iar n-am încercat să internez pe o secție unde noi nu internăm în mod normal. Uite, că nu sunt, deci sunt secții ale spitalului unde pacienții sunt mai mult cronii sau ce e urgență să rezolvă acolo pe loc, nu sunt cazuri foarte grave.
Dar avea și el nevoie de cazare și mâncare. Despre asta era vorba. Până să făcea loc la un azil, așa, deci avea nevoie de cazare. Deci colegul ăla nici acum nu mai răspunde la telefon. Mi-a spus, nu ai dreptul să intre și zic, mă, hai să fim prieteni, să uite, conform legea am voie să internezi, trebuie să-mi pui la dispoziție și la așa spune legea. 5% din locul după secție trebuie să fie la dispoziția urgentistului, să poată să internezi. Zic, eu pot să intervin fără avizul tău. Ca așa e legea, urgentistul poate să internezi pe orice secție în spital. Am vorbit cu directorul medical, am vorbit cu managerul, toată lumea și-a dat avizul, am sunat pe el. Nu! Nu! Ui! Nici în ziua de azi, deci este atât de supărat că nu răspunde la telefon. Și am vrut abia aștept să mă întâlnesc cu el, că știți cum. Aia e, la popă și la urgentist trebuie să ajungi odată și odată. Și abia aștept să mă întâlnesc cu el să-i spun zi, sau la o ședință de asta așa, și să-i spun zi, bă, nu să facem așa. Deci trebuie să nu uităm pentru ce suntem. Noi suntem acolo ca să ajutăm oamenii, să alinăm suferința. Deci trebuie să facem tot ce putem. Dar dacă eu stau și mă dau peste și încerc să fac și mă consum, da? Ok. Ok. Da, așa. Mă, dar tu vii și îmi spui că nu. Îți spune directorul așa, îți spune managerul așa, îți spune și tu nu. Ok. Unul zice nu, al doilea zice nu, al treilea zice nu. Ce să facem? Da. Da. Domnul doctor, emisiunea noastră a ajuns la final. Da, am vorbit cam mult așa, da. Știți cum sunt eu ca poate... Tudose? Ca Tudose e premierul, Tudose... Fostul. A spus și el pe ce a avut pe suflet, a spus și după aia la revedere. Sper că poate am înțeles și pacienții sau aparținătorii care vin. Nu, sunt niște probleme, e clar că ei au drepturi. Au drepturi și la un moment dat, probabil, sunt secții unde nu mai e deficit așa mare de medici. Au venit mulți medici, e mai ușor. Adică ei sunt mulțumiți că pe secția lor își fac treaba și vin și nu pun normal. Păi dacă ei aveau interniști, aveau 60 de pacienți. Ei aveau 60 de pacienți, da? Păi când să mai vină și ei? Și spunea, domnule, nu vin. Ok, o oră, două, trei, patru. Domnule, dă-mi voie să internez. Și când forțam un pic nota, pac, venea, am venit, gata, stai, nu interna. Că... Și mai, mai gata, nu vă mai lasă să vorbiți, că ați început să dați cam un link. Cază, dar s-ar putea nu o să ne cam placă celor din presă. Știu că astăzi mi-ați criticat colegii. Da, dar... da, nu a fost, deci acolo sunt imaginile, deci măcar putea să, i-am spus colegului, i-am spus, zic, te rog frumos, puteai să blurezi. Și că cum să blurez, că nu-i... nu am filmat eu. Păi ok, n-ai filmat, da, dar tu ai distribuit-o. Să știți că avem și noi anumite legi așa de care ne putem folosi, dar or să discutăm după emisiune. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și cu atenție. Până atunci, până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc numai bine.